La începutul anului avertizam asupra controlelor care urmează să fie începute de ANAF. Discutăm despre ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă de fapt zilele astea cu Romulus Badea, expert în fiscalitate. Bună ziua, domnule Badea! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Ce controle sunt în desfășurare în aceste momente? Sunt mai multe controle în desfășurare, însă cele pe care le-am întâlnit cel mai frecvent în discuții cu clienții și cu mediul de afaceri în ultimul timp se referă la reluarea subiectului diurnelor acordate pentru românii care lucrează în străinătate, sunt trimiși să lucreze în străinătate. Și sunt, nu știu, probleme apărute în urma lor? Adică care e de fapt problema în momentul de față? E un subiect mai vechi, a creat la un moment dat o mare vâltoare în mediul celor care aveau proiecte în străinătate, inclusiv, mă rog, transportatorii și cei care construiau în străinătate sau aveau lucrări de construcții montaj în străinătate, pentru că fiscul a considerat la momentul respectiv că diurnele pe care le primesc muncitorii trimiși în străinătate la lucru nu sunt cuvenite, nu ar trebui tratate ca și diurne, ci de fapt sunt o parte din salariu, este remunerație și, prin urmare, subiect de impozit și contribuții sociale. Atunci, datorită numărului mare al celor implicați și, evident, a implicațiilor fiscale, pentru că erau firme care puteau să se închidă datorită diferențelor de impozit și a contribuțiilor sociale, problema a fost cumva lăsată în aer, dar acum este reluată. Sigur, au apărut niște prevederi legale, niște clarificări, însă problema acum este reluată și substanța este aceeași. În final, totul se reduce la clauzele pe care lucrătorii respectivi le au în contract, dacă au clauze de mobilitate, adică locul lor de muncă, de fapt, este direct în străinătate, sau ei sunt angajați locali, și cu o bază fixă în România și la un moment dat sunt trimiși de angajator în străinătate pentru anumite proiecte. Aici este toată dezbaterea. Și acesta este noul subiect al controlelor fiscale. Am înțeles. Și asta cumva se vede pe linie și în altă parte, nu știu, pe zona, înțeleg că sunt niște probleme și pe zona de certificate pentru muncitorii care lucrează în afară? Da, lucru în străinătate în Uniunea Europeană are multe aspecte și multe ridică probleme. O problemă, la fel, n-aș numi-o de actualitate, că tot timpul a fost de actualitate, este problema certificatelor A1. Practic, regula în Uniunea Europeană este că se plătesc asigurări sociale acolo unde se muncește, într-un singur stat. Pe cale de excepție, dacă munca este temporară într-un alt stat, atunci se pot plăti contribuții sociale în continuare în statul de origine. Cu alte cuvinte, un angajat din România, evident, lucrează în România, plătește contribuții sociale în România și este trimis să lucreze câteva luni, temporar, putând să însemne în sensul legislației Uniunii Europene până la 5 ani și uneori chiar și un pic mai mult. Dar este trimis să lucreze câteva luni într-un alt stat european. Nu are rost să plătească contribuții sociale în statul respectiv când se știe că se întoarce. Pentru că, pe urmă, ar fi un coșmar la nivelul Uniunii Europene, fiecare să cumuleze stagiile de cotizare și așa mai departe. Și atunci au spus, asta este o regulă care există din 1971, dacă te duci temporar în alt stat, poți continua să plătești în statul tău. Numai că în statul în care lucrezi, trebuie să arăți că plătești în statul tău. Și atunci a apărut un formular european, în prezent acest formular este A1, se o emite de către statul de origine și se arată autorităților din statul sursă. Practic, acest formular nu este o scutire de contribuții sociale. El doar arată unde se plătesc contribuțiile sociale. Evident, fiind vorba despre o sarcină fiscală, toate statele sunt atente. Sunt state unde nu poți să începi lucru dacă nu arăți acest certificat A1, amenziile fiind
foarte, foarte mari. Și atunci, în Uniunea Europeană, toate statele se preocupă de emiterea acestui certificat pentru că, practic, ele își consfințesc dreptul lor de a încasa contribuțiile sociale. În Austria, de exemplu, certificatul A1 se solicită online și se primește tot online în aceeași zi sau în 2-3 zile în funcție de volum. Și sunt multe state europene așa. Și România cum e? În România, mai nou, adică se solicită și în România certificatul online. Asta este o bulină albă pentru Casa Națională de Pensii, care este organul emitent. Însă practica ulterioară, exercițiul ulterior acestei solicitări scapă controlului și atunci sunt mulți angajatori care continuă să solicite fizic. Și pentru că suntem în vreme de pandemie, dosarele nu se mai pot depune la ghișeu să poți să urmărești. Se trimit prin curier și, pe urmă, apare o mare dificultate în corespondență, pentru că se solicită documente care nu sunt necesare, se solicită documente care sunt deja în dosar, se solicită documente care pot să lipsească. Dar întotdeauna există o întârziere și documentele depuse inițial expiră. Și de aici certificatul A1, care practic consfințește dreptul României de a încasa contribuțiile sociale, da, pentru lucrătorii români care lucrează în străinătate, este emis în luni de zile. Cei din vest nu înțeleg cum se întâmplă lucrul ăsta, pentru că la ei lucrurile merg șnur. La noi toate certificatele A1 se emit centralizat de Casa Națională de Asigurări Sociale și este, bănuiesc că sunt blocați, sunt copleșiți, dar este o problemă. Ei, și aici apar, evident, consecințe în țările în care lucrează. Deci companiile românești care trimit muncitori să construiască în străinătate sau să efectueze tot felul de proiecte de lucrări temporare în străinătate, pe de o parte o problemă diurnă și asta o au cu autoritățile române, pe cealaltă parte o problemă asigurilor sociale cu țările unde lucrează. Și nu știu, s-a găsit cumva o soluție măcar cât de cât pentru a putea să facă munca de acolo acești oameni? Nu știu, să se angajeze eventual acolo, nu știu. Sunt unele state unde autoritățile știu situația și acceptă dovada depunerii solicitării pentru certificatul A1. Problema este că acum, trimițându-se documentele, de exemplu, prin curier, nu mai există această dovadă a depunerii, pentru că înainte era formularul, era o ștampilă, mă rog. Acum nu mai este această dovadă. În multe situații, lumea, sau mă rog, angajatorii, mai ales în cazul companiilor multinaționale care au prezență în mai multe țări, preferă să semneze un contract de muncă local, ca să închidă problema. Au niște costuri suplimentare, dar asta e și le asumă. Dar asta este un artificiu costisitor pentru a găsi o soluție la o problemă care n-ar trebui să existe. Haideți să vă dau un exemplu cu un cetățean austriac care a depus pentru certificat A1. El lucra în România, era angajat în România, lucra în străinătate, lucra ocazional și în Austria, aici a apărut problema, și autoritățile române au întârziat cu emiterea certificatului, el a lucrat bazându-se că îl va obține, pentru că nu aveau compania angajatoare, nu avea semne că nu se va obține acest certificat. Problema a fost că între timp a fost numit și administrator la o companie în Austria, sistemul de multinațională în care împart resurse și evident se folosesc de ele la maxim. În final, autoritățile din România au considerat că nu mai poate obține acest certificat pentru că baza lui de fapt se transformase era în Austria. Și nu au mai emis certificatul după ceva timp și asta a creat probleme cu contribuții sociale plătite în plus în România, da? Pentru că iar România, autoritățile române au spus că nu mai au
nu mai este de competența lor să încaseze aceste contribuții sociale și trebuiau plătite în Austria cu diferențe de contribuții sociale și, evident, majore întârzierea. Și toată situația asta, care creează încă o dată majore de întârziere, penalități, astea sunt lucruri pe care oricine își dorește să le evite. Adică vrea să facă lucrurile în regulă în așa fel încât să nu ajungă la amenzi și la majore de întârziere. Această situație putea să fie evitată dacă lucrurile se întâmplau aici mai repede. Întrebarea mea este, și cred că nu sunteți persoana care ar trebui totuși să-i adresez întrebarea asta, dar de ce autoritățile, dacă știu de problema asta, că au văzut-o și ei, și autoritățile, că da, există, de ce nu s-a pus să o corecteze repede, că nu au cine știe ce de făcut? Asta, nu știu, e un prim pas, probabil că problemele sunt structurale și necesită o reformă. Un prim pas ar fi descentralizarea, pentru că mie nu mi se pare normal să fie o singură instituție care se emită pentru toată țara certificatele A1. Uh-huh, uh-huh. Apoi sunt foarte multe documente pe care autoritățile, care conțin informații pe care autoritățile le au deja. Și atunci, cum să spun, solicită niște documente, le vor în alt format, apare această corespondență, expiră documentele depuse inițial, care încă o dată conțin informații pe care le aveau. Și atunci, nu știu, este așa, intrăm într-un vârtej birocratic din care se iese foarte greu. Deci ar trebui să un prim pas, în general, pentru instituțiile publice, ar fi să nu mai solicite informații care sunt în posesia lor. Asta ar degreva foarte mult procesele, în general, de obținere documente de la autorități. Se discută despre chestia asta de foarte multă vreme, dar văd că suntem cam în același punct de fiecare dată. Poate după PNRR, odată cu implementarea pe PNRR, poate vom vedea și noi o digitalizare și o conectare a bazelor de date între ele. Să nu mai fie nevoie de... Știu, dar mie mi se pare absurd să faci dovada stagiului de cotizare către casa de pensii.